Sărbătoare mare astăzi în comuna Șotrile. Biserica din Lunca Mare poartă hramul Sfântului Pantelimon și oameni din mai multe localități au venit la slujbă. Biserica noastră sărbătorește pe cel ce a fost Sfântul Mare Mucenic și Mântuitor Pantelimon, care este hramul bisericii noastre și care este un păzitor al parohiei noastre. Prin rugăciunile sale, Sfântul Mare Mucenic și Mântuitor Pantelimon săvârșește minuni cu puterea lui Dumnezeu. Pentru noi astăzi este o întreită sărbătoare. Pe lângă hramul bisericii și împlinirea 100 de ani, tot astăzi s-a dezvelit o troiță în centrul parohiei, care să-i călăuzească pe credincioși. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Crucea cea făcătoare de viață a bunătății tale, pe care ai dăruit-o nouă nevrednicilor, ție o aducem cu rugăciune. Foarte frumos a fost, foarte frumos. Și o voce frumoasă. La troiță e frumos și la troiță sfințește troița, că nouă n-am știut. Dacă ar fi în fiecare zi, așa mă ajuce în fiecare zi. Ce eveniment a fost azi? Hramul bisericii, 100 de ani și sfințirea troiții. Și cum au fost? Mai ales că au fost atâtea vreo. Foarte frumos. Foarte frumos. Mai mă duc în câmpina pe la Maslu și acolo parcă mă vindec așa. Și azi tot așa. De felicitat, invitații selecți și, în general, foarte frumos. Și pentru suflet nemaipomenit, mai ales când ești cu probleme familiare. Hramul bisericii din Lunca Mare a fost mult așteptat de locuitori. Slujba a fost ținută de zeci de preoți, iar printre invitați s-a numărat și prințul Sturza. Cu sufletul și inima deschisă la dezvelirea troiței au participat și copiii.